Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria asta de Minecraft Survival. De această dată revin cu un nou episod în care am să vă prezint foarte, foarte multe episoade. De când am mai postat, m-am jucat foarte mult pe această hartă minunată. Bine, am ideea că am construit foarte mult, nu că am și minat, dar mai mult am construit. Vreau ca să încep să vă prezint. Așa că haideți să vă prezint și avem de enchantat niște chestii, pentru că vom avea prima noastră armură de diamond, hât și unelte de diamond, bine. În afară de altele, deja vedeți multe chestii, multe îmbunătățiri, pentru că am umplut toată zona asta de torțe. Am făcut casa aia acolo, ca să mai dau un tip de villager. Aici e boschetarul ăsta aici. Și uitați aici, bine, astea nu, ăsta am enchantat-o. Pentru că am avut nevoie la terraforming și ăsta l-am minat, pentru că mă plictisam, dar și la terraforming l-am folosit. Bun, cu ce să încep? Hai să încep cu mina de unde eram data trecută. A, da, s-a mai mărit, ups, au, da, o repar, nu-i problemă. Aici am făcut așa, bam, am mărit pe aici, am făcut astea. Deci am făcut aici puțin terraforming, după cum vedeți, frumos. Avem aici de-astea, pentru că am avut nevoie. Hai să o luăm din mină frumos alea, pentru că știu că vreți. De aici, aici am făcut o intrare aici foarte, foarte frumoasă în mină. Ca să fie bine, să nu fie rău. Aici vedeți că nu mai sunt aici astea. Frumos, am lăsat doar astea până când ieșim din mină, poate să punem ceva. Și aici în dreapta avem enchanting, prima cameră de enchanting, pentru că avem două camere de enchanting. Glowstone, am mers și Nether. Am fost dar doar Glowstone, în Nether avem cel mai șmecher spawn posibil. Deci nu mai pot să vorbesc, am vorbit prea mult și prea repede. Mă, cât e greu să filmez, mai ales că am de fapt foarte multe clipuri. Hai să mergem jos să vă arăt. Vedeți ce scrie acolo? Ce scrie aici spre XP Farm și aici e ăsta de Nether. Hai să mergem spre XP Farm, să vedeți XP Farm-ul frumos. Minam eu aici frumos, liniștit tot în față până când am auzit foarte mult zombie și am dat de un enchanting. Bă, ce prost sunt. De un spawner de zombare și vedeți că aici am construit foarte mult. Da, nu mă întrebați, am spart la topoare de lemn, dar am înnebunit. Uitați cum, n-am filmat cum l-am făcut, pentru că toată lumea știe cum se face în momentul ăsta un spawner, de ăsta o fermă de asta de XP cu un spawner. Și aici stai frumos puțin AFK, alea se spawnează, după care merge aici jos frumos, alea bam. Și ajunge aici unde bum, și aici mai e o cameră de XP. Foarte frumoasă. Și aici frumos o zonă de asta de depozitat, dacă am foarte multe chestii care nu am nevoie, să le las aici și eu un coș de gunoi mic și frumos. Bam. Nu o să mă apuc acum pe că am level 45 și n-am vreau să stric sabia. Bun. Hai să ne întoarcem ca să vă prezint și casa și mai multe chestii. La casă nu prea mâncați, merg până acasă. Bă, când am intrat pe hartă era mare creeper în fața ușii care dădea târcoale, așa făcea, să mor. Dar nu făcea exact așa, făcea în fața ușii la mine. Deci era ok, no. Done. Bun. Știu că am puțin de alergat acum, nici armură nu am pe mine. Dacă mă prinde ceva, mă ia, e bun. Uite. Pam. Hai. Am pus cărei aici, nu știu că le știați. Am făcut aici frumos drum, am repat drum, am mai hrănit astea din când în când, hâț. Bum, aici avem, aici la noi acasă, practic, aici mai avem o fermă mică, care trebuie să crească. Aici e o ieșire secretă, frumos. Aici e o chestie de asta, pentru că aici am pus ce furnare de astea care prăjesc mai repede piatră sau chestii și asta e niște chestii noi mișto din... Noul update asta nu face nimic, nu funcționează, nu știu de ce, dar m-am pus să pun așa și anvilul ca să pară de aici. Și astea care sunt mișto și multe blast furnace, nu știu, ca să avem ce să prăjim și chestia asta, care nu știu cum se folosește, dar o să aflăm. Așa, mergem în casă, ieșim frumos aici pe partea asta unde avem aici frumos un altă o măsuță, așa frumos scaune și aici avem un campfire din noul update. Iar aici avem o ieșire care iese afară, se duce fix la ferma de vâcuțe,
Dar aici am asta am făcut înainte să merg în Nethers și n-am mai am pus de astea și n-am mai. Bam. Hăț. Bam. Of, am obosit să vă arăt casa, aici e primul nivel frumos, alea, câteva furnale, un crafting boom, nu e așa? Și maker, aici e o zonă de asta frumos de poțiuni, n-am făcut nicio poțiune până acum. Și aici frumos un balconaș, am folosit în casă lămpi, de astea din nou la update, că mi s-au părut mult mai interesante. Aici avem niște furnale de astea smoker, în primul, care prăjesc mâncarea mult mai repede, încât am înțeles. Și mai sus avem aici frumos camera noastră unde o să și dorm pentru că se face noapte. Vorba aia. Nu știu, dau muzica mai încet? Nu știu. Abar n-am. Și aici este o zonă, zona de depozitare care e multe aici. Sunt chiar multe, să dau așa un... Bam, că da, cam ăsta e tot lemnul care îl mai am. Pui mei. Hâț, piatră, la greu. Nether. Bam, aici glowstone. Aici e o cască, dacă vreți, și două găleți. Aici de la spawner, bam, niște torțe, aici asta e gol. Aici pentru că vă interesează cel mai mult 25 plus, astea care le-am făcut înainte de clip, le-am craftat și cam asta. Mâncare mai de care mai trebuie să-mi iau mâncare și să-mi uite meu asta. Mă la mâncare. Redstone aici l-am pus aici și aici sunt dropuri de la mob sau chestii pur și simplu inutile. În acest moment, încă n-ar fi ele inutile. Da, cam asta am vrut să vă arăt și vreau să vă întreb, stați așa, să-mi dați idei în comentarii ce aș putea eu să construiesc aici în zona asta care e liberă. Deci chiar nu știu cum prea, înțeleg, m-am gândit să mai fac o cameră de enchanting, dar deja am două camere de enchanting. Una care e direct acolo la spawner și una sus aici și nu cred că ar merita să mai fac încă una. Dar am zis să vă întreb și pe voi, că-s prost, am căzut, e problemă. Și am zis să-mi dați și voi o idee ce aș putea să construiesc și o să aleg eu probabil din comentarii un lucru și să-l construiesc fix aici, în locul ăsta. Mă rog, în zona asta, puii mei. Bun. Acum hai să mergem să ne facem și noi o sabie, o ceva cu enchant. Nu știu dacă am să le enchantez pe toate, nu cred că am, dar vom vedea. Sper să am un enchanting cât mai bun, ca să nu avem probleme. Hai să vedem ce punem întâi și pe ce avem cel mai bine de pus întâi. Pe sabie... No. Pe buți. Am break, da. Uite ce avem un Feather Falling 2, dacă nu ne mai pică nimic. Parcă n-aș face. Să enchantez pe ăștia? Nu știu. Cască, uite pe cască, avem un protection 4 frumos. Am breaking 3 și respiration 3. Asta e bombă. Bombă. M-a pus sabie ce ne pică? Am breaking 3. Hai că forță. Pe ăștia? Am breaking 3, nu mă risc. Fire protection. Hai că fire protection. Depth Strider, mamă, să notăm mai repede, boșilor, dar sper să nu-mi pice doar Depth Strider, pentru că ar fi nașpa doar Depth Strider. Și Protection 3, hai că e ok. Sharpness 4, mamă, o salvare pentru că, da, mai dăm ceva. Sweeping Edge, ce asta? Ce face? Habar am ce face, boșilor, nu știu, vedem. Ce mai avem? Pantaloni, hâț, am breaking 3. Nu. Asta, blast protection. Să punem un breaking 3 pe ăsta să ne riscăm. Am breaking 3, haide. Protection 4, ăla e tata și aici. Tot am breaking 3. Ne riscăm. Ori ne riscăm, ori pe ăsta. Power 4. Și doar power 4. Fac. Aici protection 3. Și am breaking forță. Mamă, vreau și ar fi mers un infinity, nu mai pic oare un infinity. Dar tot power 4. Mi-aș putea să fac power 5, dar nu mai am XP, mai am 27.
Pui mei, aia, am făcut asta. Am armura asta de fier. Dacă vrea cineva să-mi scrie în comentarii dacă vreau o armură de fier. Și suntem full enchant diamond. Aia, tat. Hai să vedem cum mergem. Uite, pe aici vreau. Hai că notăm. Mamă, și încă nu mi s-a dus o de aia. Uite acum mi s-a dus. Mamă, cum să explorez pe sub apă? Forță. Forță, tati. Hăț. Da. He, am încantat frumos astea. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și nu uitați să-mi spuneți ce vreți să fac aici. Pentru că nu știu. Deci, aștept ideile voastre în comentarii. Și eu vă las aici. Ceau, pa, pa.